Salut, prieteni! În video de azi vreau ca să filmez examenul la centuri negre și 1, 2 și 3 dan la școala de misiune. Iată, mergem împreună cu Oleg, cu Mihai, Emanuel. Ei vor susține examen. Iată, Mihai va susține la 1 dan, Emanuel și Oleg la 3 dan. Și haideți să vedem cum o să fie examenul de azi și ce lucruri interesante o să fie. Stați până la urmă și urmăriți acest video. Mă uit eu aici la ăștia doi, uitați-vă, țapeni de bieți, tineri, foarte tineri băieți. Pe marginea drumului, oricând poți să-i pălească o mașină. De asta și mă gândesc eu, și viitor au ei, și familii au ei. Și de altă parte, mulțumesc Domnului pentru mântuirea care ne-a dat-o și pentru toate binecuvântările Lui, pentru familii și de toate lucrurile care ne-a oferit. Uitați-vă ce viitor are, au tinerii ăștia. Asta e lumea noastră de azi. Și în contrast cu băieții care nici acum la examen, dar ce băieți bravo, care îi învață bine, studiază scripturile și iată care este diferența. Sunteți în cauza astea? Da, da. Da. Facem ordinea următoare. Prima dată, turul. Privim turul, toți. Privim turul. Primul dan, doi dan, trei dan, patru dan. Ne-am văzut toate tururile, după ce am văzut toate tururile, trecem la partea cealaltă și o să ne întorțim. Radu, tu conduci, tu spui unul, Radu, sunt lucruri, tu spui. Așa era, nu? Contegritate cu tururile. Nu. Tururile așa sunt, dar tot. Mai corect. Radu, îți gândești până atunci și pasea a doua parte. Bine, sunt. Bun, hai să ne rugăm. Ionel? Doamne, îți mulțumim mult pentru aceste momente importante din viața noastră și îți mulțumim mult pentru comisia de examinare care a depus efort mult în fiecare dintre noi ca să fim pregătiți pentru această zi. Doamne! Ce? Thank you.
Vă rog. Hai să vă spun acum ce se întâmplă. Iată, acum a fost compartimentul tool. Toți au arătat tehnica. Și acum urmează sparingul și combinația. Și celălalt compartiment. Acum a fost proba autoapărare, apoi a fost proba tool și iată este o oră de când, mai mult de o oră de când examenul merge și acum studenții sau sportivii dau timing-ul și condiție este cine primul lovește cu apceaghi, a doilea trebuie să fac contraatac. Tot așa cu iopceaghi și iată acum cu nărăceaghi. Deci examenul continuu este mai mult de o oră de când ei dau și hai să vedem cum o să fie până la urmă. Îți place? Mhm. Dar tata, la ce examen faci tata? Vinulea, cum ai aproape? Eu fac la 3 de andă. La 3? Mhm. Te-am pare că la 4, nu? La 4 de andă. Nu? Mhm. La 4, da. La 4. Dar mama și centură are? Centură încă neagră. Mama are centură neagră. Și cât de an are mama? A? Mama, cât de an are? Mama centură cu 2 de ani. Îmi pare cu 4, mama, nu? Nu, 2 de ani. 2. Dar tu ce centură ai? A? Tu ce centură ai? Eu am centură albă. Albă, bravo, de 5. Timotei tot are centură albă, știi? Super, bravo.
Facebook și 10.000 like. Iată, acum urmează tehnica specială, sărituri înalte și lovituri cu rotații directe și la diferite niveluri. Haideți să vedem cum o să fie. Da. Hai. Faci totul bine, faci corect. 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 Fa
rezultatul, nu mai decât de rezultat. Ai de vreme, mai târziu, Dumnezeu zice când dă rezultat, la cei care nu cad de obosat. Care au dar de să facă din altă. Nu se lași așa, vrem să vedeți toți calitățile este, așa să constatați. Vă opriți aici, aici, la noi, clubul ăsta, federația, școala asta, nu se opriți așa. Avem unii care s-au oprit, dar nu știu, da, am și dacă s-au oprit, n-am mai mers. Dar mai aveți aici pilnii care nu știu, continuă, nu s-au oprit, sau nu s-au mers, așa, nu s-au oprit. Sper că eu vă dau pilnul bun în privința asta, că eu merg înainte, nu s-au oprit. Ia să știu, dar la toate problemele de sănătate, la toate când sunt ocupat, mă prins, mă cină călătorii, așa, să sperau că se servă, dar și studați, studați pilda de aici și așa, ca să crești, adică de aici, în bani, generații luptători, învărați pentru ei, pentru că Domnul Dumnezeu Iisus Hristos. Iată așa. Toți ați dat, vinilor, da, și să vedem pe cum să clarificăm, dar în general ați dat toți vinilor, nu e nicio. N-avem nimeni la care să stăm pe gând, la o dată, nu, dar e din necăvoare. Nu e spus din necăvoare. Și... și vă felicit pentru asta. Și felicit instructorii, mulțumesc mult instructorii care ați lucrat și așa. Am ajuns acasă, adică în Chișinău, de la școală și interesant lucru că la sfârșitul, la încheiere, toți instructorii cei care au predat la școală au spus că anul ăsta studenții au fost cu pasiune, cu bucurie, cu motivare puternic și asta i-a ajutat ca să nu fie obosit și toți am ajuns la concluzia asta, că așa e în viață, dacă lucrurile faci cu pasiune, cu atitudine corectă, cu bucurie, toate lucrurile vor da rezultate, dar dacă lucrurile nu sunt făcute cu pasiune, atunci nu aduc rezultate și nu duc la nimic. Și un alt lucru important, vorbeam în mașină când vinem acum cu domnul Vasile, cu Oleg, cu cine mai era, că în viață e foarte important să fii statornic în ceea ce faci și tot ce începi să duci la bun sfârșit. Și te bucuri de ceea ce faci, pentru că campion la 100 de sporturi nu poți fi odată. Și o zicală interesantă englezească am auzit că omul care toată săptămâna lucrează la diferite lucruri, adică în domenii diferite, duminica ajunge să stea cu mâna întinsă la ușa bisericii. Așa spune zicala englezească. Dar omul care este statornic, care se bucură de lucrul care îl face, de ceea ce face, nu ajunge doar decât la rezultate și la bucurie. Și cum scrie în psalmul întâi, că își găsește desfătarea, își găsește bucuria, despre omul care își găsește bucuria în legea lui Dumnezeu. Și interesant că tot acolo discutam că tot ce începe duce la bun sfârșit. Și de asta e important ca să fim statornici. Nu uita să te abonezi la canalul meu de YouTube, pentru că foarte mult vizionați video, dar nu vă abonați. Eu văd din statistici. Văd că este o creștere în ultima vreme la YouTube. Și nu uitați să vă abonați, fiți alături de mine, încurajați cu un like și distribuiți acest video mai departe.